dacă aveți scripturile la dumneavoastră, să le aveți deschise la pasajul nostru din această seară. Știu că cei de la stație se chinuie ca să pună textele sus, dar cel mai bine este ca noi să avem cuvântul lui Dumnezeu în mâinile noastre și să urmărim. Obiceiul care cred că este bun la noi în biserică, la Zalău, este că la biserică se vine cu Biblia, cu pixul și cu caietul de notițe și să pleacă acasă cu foaia plină de notițe, da? Proiectorul nu poate lua, sau ecranul nu poate lua notițe pentru tine. Acest pasaj citit de obicei la cina Domnului, este în primul rând un pasaj care vizează viața bisericii. Învățătura despre cina Domnului care este conținut în el nu este scopul principal. Ceea ce vreau să spun prin asta este că Apostolul Pavel nu a pornit cu intenția de a scrie în acest capitol un tratat teologic despre doctrina cinei Domnului. Nu ăsta este scopul. Ci se folosește de cina Domnului și de problema cinei Domnului din această biserică pentru a adresa, a se ocupa de viața și de sănătatea acestei biserici. Ei aveau probleme în această biserică și aceste probleme de sănătate spirituală au ajuns încât au denaturat și cina Domnului. Și Apostolul Pavel se folosește de acest prilej ca să puncteze din nou problemele din viața bisericii și să le reamintească prin învățătura despre cina Domnului, despre starea lor și starea în care ar trebui ca să fie în Hristos. Acest lucru este evident și prin faptul că Apostolul Pavel deja a fost dată acestei biserici învățătură despre cina Domnului. În versul 23, el spune că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. El deja a fost dată acestei biserici învățătura despre cina Domnului și atunci noi trebuie să ne întrebăm, citind aceste lucruri, atunci de ce le mai spui aceste lucruri? Dacă deja i-ai învățat, de ce îi mai înveți încă o dată? Și cred că răspunsul este evident pentru că cei din Corint aveau nevoie din nou de această învățătură. Pentru că starea lor era de așa natură încât ei aveau nevoie ca să fie învățați din nou. Pentru că realitatea din viața bisericii nu mai era aliniată cu ceea ce cina Domnului trebuia să simbolizeze și trebuia să reprezinte. Și Apostolul Pavel trebuie ca să vină și să spună, trebuie ca să vă învăț din nou despre cina Domnului, trebuie să vă spun aceste lucruri, dar nu pot să vă laud. Pentru că ceea ce cina Domnului reprezintă și ceea ce voi sunteți nu sunt aliniate la ora actuală. Apostolul Pavel este preocupat în primul rând de viața acestei biserici, de starea lor spirituală. Și cina Domnului este în acest pasaj postamentul sau temelia pe care se tratează această problemă de viață și sănătate a bisericii. Pasajul ar putea fi structurat ca și o serie de cauze și de efecte și Apostolul Pavel cred că îl structurează în acest fel pentru a atrage atenția asupra deraierii spirituale care se petrecea în biserica din Corint. Și în miezul pasajului, după ce avem aceste cauze și efecte și ne vom uita la fiecare foarte telegrafic, avem acest miez în care vedem o sumarizare a doctrinei cinei Domnului, a practicii cinei Domnului, ca și o reamintire pentru biserica din Corint de lucrurile esențiale care ar trebui să transforme felul în care ei gândesc, să transforme felul în care ei trăiesc și să revitalizeze biserica lor și părtășia frățească din acea biserică. Vrem să privim foarte telegrafic la aceste cauze și efecte care Apostolul Pavel le arată în aceste 17 versete. În primul rând, versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai rău. Prima cauză este faptul că ei se adună la oaltă și efectul, deși în mod normal adunarea creștinilor la oaltă ar trebui să fie îmbunătățirea lor, efectul este exact invers. Ei se fac mai răi. Versetul 18 din nou. Vedem că avem aceeași cauză repetată, veniți la adunare. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Este ceva total anormal pentru un creștin
ca venirea lui la adunare să producă dezbinare și totuși este exact situația în care se află această biserică. Efectul venirii lor la adunare este că între ei se produc dezbinări. Și este interesant că aceste dezbinări se produceau la Corint doar atunci când ei mergeau la adunare. Este interesant acest lucru? Ei n-aveau dezbinări în afara adunării. Ei aveau dezbinări când mergeau la adunare. Și mi se pare că există două posibilități pentru care nu se produceau dezbinări și în alte contexte între ei. Posibil că ei nu aveau vreo legătură frățească în timpul săptămânii. Posibil că ei nu se vedeau decât atunci când mergeau la adunare. Și nu puteau ca să aibă bătălii și dezbinări dacă ei nu se vedeau. Posibil că erau frați doar de vineri seara și de duminică dimineață. În rest, ei n-aveau nicio treabă unul cu altul. Nu coexistau în nicio sferă. Nu munceau împreună, nu aveau părtășie împreună, nu frângeau pâinea împreună în casele lor, ca și cei din Faptele Apostolilor. Pentru că, cu siguranță, dacă petreci viața împreună cu cineva, chiar frate fiind, da? Dacă petreci mult timp împreună cu cineva, chiar frate de corp fiind, ce se întâmplă? Apar anumite dezbinări, anumite certuri. Este imposibil să nu apară. Eu cu fratele meu, cât timp am copilărit aici împreună, în casa părinților, ne-am certat foarte des. Acum, când ne vedem doar de câteva ori pe an, ne certăm mai rar. Este imposibil când petreci foarte mult timp împreună cu cineva să nu apară anumite conflicte. Și Apostolul Pavel subliniază că ei produc dezbinări când vin la oaltă. Ceea ce ne pune întrebarea, bun, dar ei doar atunci erau la oaltă când veneau la adunare pentru cina Domnului? Este posibil că doar atunci când veneau la oaltă aveau dezbinări pentru că ei de fapt nu aveau legături frățești în afară. Sau este posibil că adunarea, biserica era cauza dezbinărilor, era subiectul dezbinării. Altfel spus, ei n-aveau nimic de împărțit, n-aveau alte subiecte de discuție, n-aveau nicio altă părtășie, nimic de împărțit decât biserica, decât cine e în comitet, decât cine va predica. La adunare fiecare avea ceva de spus. La adunare fiecare vrea să facă cumva. Dimineața zicea un frate, cred că fratele Doru, că la început, când fratele Levi a venit, fiecare îi spunea cum să fie în biserica de la New York, să fie ca la Oradea, să fie ca la București, să fie ca la Piatra Neam sau nu știu unde, da? Posibil că așa era și la Corint. Fiecare avea o opinie despre cum ar trebui ca să fie în biserică. Și atunci, pentru că ei vroiau să se afirme și știm, citind epistola către corinteni, că ei aveau această problemă. Ei foloseau biserica ca și o platformă pentru afirmarea lor. Ei foloseau biserica ca și un loc unde să se afirme, să arate spiritual, să arate duhovnicești, deși nu erau. Aveau mulți dintre ei doar o formă de evlavie. Și atunci fiecare lua cuvântul și aveau tot felul de opinii și aveau tot felul de dezbinări. Tot fratele Levi zicea la un moment dat despre adunări generale și ședințe de comitet și m-am lămurit și eu din astea pe pielea mea, că este un fenomen interesant că la adunări generale și la ședințe de comitet, acei oameni care nu au niciun cuvânt în afara adunării, acei oameni care nu au un cuvânt în casa lor, acei oameni care nu au un cuvânt în fața șefului, acei oameni care nu au un cuvânt în societate, au foarte mult de spus la biserică. La biserică au foarte multe opinii și la biserică este singurul loc unde se pot afirma. Pentru că atunci când se duc acasă, soția spune, ciocul mic. Atunci când se duc la servici, șeful spune, gura mică. Și când vin la biserică, dintr-o dată, el are ceva de spus. Și el trebuie ca să spună tuturor ce trebuie să se întâmple în adunare. Și să cauzează dezbinări. La Corint, atunci când ei veneau la oaltă, se produceau dezbinări. Vin și întreb, dacă oamenii aceștia nu sunt demni de cuvânt în casa lor, la serviciul lor sau în societate, de ce ar fi demni de a lua cuvântul în adunarea lui Hristos? Oameni care vin la adunare doar să se afirme, oameni care vin la adunare doar să cauzeze dezbinări, nu au nicio treabă să ia cuvântul și să-și impună punctul de vedere în adunarea lui Hristos. Oameni care vin doar să se facă mai răi și doar ca să cauzeze dezbinări, nu au nicio treabă de a lua cuvântul în adunarea lui Hristos. Versetul 20. Când vă adunați, dar în acest loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Cauza este din nou, vedeți această temă repetată, faptul că ei vin și se adună în același loc.
Este această tematică repetată a adunărilor la oaltă. Și starea lor a devenit așa de deplorabilă încât simpla lor prezență în același loc era o problemă. Efectul, zice Apostolul Pavel, este că nu este cu putință ca să mănânce cina Domnului. Și întrebarea pentru noi este, cum adică? Pentru că dacă citim pasajul pe larg, avem impresia că exact asta este tema, despre cum să luăm cina Domnului. Și este o critică asupra felului în care ei luau cina Domnului. Și aici Apostolul Pavel vine și spune, starea voastră este așa de rea când vă adunați la oaltă, încât nici măcar nu puteți ca să luați cina Domnului la oaltă. Vedeți, lucrurile au degenerat în așa fel, încât ceea ce se petrecea acolo nu se mai putea numi cina Domnului. Ei se întâlneau cu scopul de a avea cina Domnului, dar starea lor a fost degenerată așa de puternic, încât nu se mai putea numi cina Domnului. Atunci când ceea ce se întâmplă în biserică, atunci când starea spirituală a oamenilor prezenți la cina Domnului nu corespunde cu ceea ce cina Domnului trebuie să transmită. Noi putem să o numim cina Domnului, dar ea nu mai este cina Domnului. Atunci când scopul cinei de a transmite mesajul morții și învierii Domnului Iisus Hristos, atunci scopul de a transmite răscumpărarea noastră ca mădulare în trupul Lui, atunci când scopul ei de a transmite unitatea care o avem prin sângele Domnului Iisus Hristos, este nulificată prin acțiunile noastre, prin atitudinile noastre. Noi putem să spunem că săvârșim actul cinei Domnului. Noi putem să pretindem că ne-am întâlnit ca să luăm cina Domnului. Dar, de fapt, noi nu luăm cina Domnului. Și un observator din afară care ar privi la starea noastră, dacă starea noastră ar fi ca a celor din Corint, și trebuie să veghem ca să nu ajungem în asemenea stare, un observator din afară s-ar uita și ar spune, voi vă întâlniți la oaltă. Și este cu neputință să luați cina Domnului, deși voi luați toate acțiunile precum ați săvârși cina Domnului. Veniți pregătiți de acasă, cu pâine și cu roada viței și cu toate cele ce sunt necesare. Cina Domnului este o reprezentare vizibilă a Evangheliei. Un singur trup, unit, o adunare locală care frânge pâinea și bea din roada viței ca și amintire a jertfei Domnului Iisus Hristos prin care am fost răscumpărați împreună. Ăsta este scopul ei, să o facem spre amintirea, spre pomenirea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, prin care noi împreună am fost răscumpărați. Și acum alcătuim un singur trup și acum voi alcătuiți un singur trup local și vestiți acest mesaj, această veste a unității ca și mădulare în trupul lui Domnul nostru Iisus Hristos. Cina Domnului este o sărbare corporativă, o sărbare comunală, deși cred că pentru cei mai mulți dintre noi, de multe ori a devenit un act individual. Faptul că o luăm împreună cu cei de lângă noi este cumva fără consecință. Dar cina Domnului nu poate fi luată în vid. Cina Domnului este o proclamare comună, corporativă, că noi împreună am fost răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Că noi împreună alcătuim trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem mădulare vii în trupul Său. La versetul 21 la 22, am să vă las să citiți versetele pentru ca să economisim timp. Vedem faptul că avem din nou o altă cauză. Și aici este graba ca fiecare să-și ia cina adusă de el. Și efectul imediat aparent ar fi că acest gest egoist ar produce că unul este flămând, iar altul este beat. Dar problema care o sublinează Apostolul Pavel este cu atât mai dureroasă și cu atât mai gravă. El spune că efectul produs este faptul că biserica lui Dumnezeu este disprețuită. Nu doar că cineva rămâne fără mâncare, nu doar că cineva este desconsiderat, ci biserica lui Dumnezeu este disprețuită. Nu clădirea, nu instituția. Cât de grav ne supărăm, de exemplu, când clădirea este dezonorată. Nu rețineți, se întâmplă în orice biserică, este inevitabil la un moment dat să fie discuții despre guma de sub bănci. Și câtă furie este, cine și-a permis să pună gumă sub bănci? Cine a dezonorat sanctuarul? Și atunci când dezonorăm trupul viu a Domnului nostru Iisus Hristos, prin atitudinile noastre,
prin faptul că desconsiderăm pe frații noștri, prin faptul că nu ne dăm întâietate, prin faptul că nu ne iubim cum ar trebui să ne iubim, prin faptul că nu suntem uniți cum ar trebui ca să fim uniți. Disprețuim Biserica lui Dumnezeu și nici măcar nu băgăm în seamă. Disprețuim mădularele vii care o compun, trupul răscumpărat prin trupul și sângele Mântuitorului, când preocuparea mea este doar de sine, doar pentru nevoile mele, doar pentru dorințele mele și nu sunt pentru frații mei. Disprețuiesc biserica care Hristos a răscumpărat-o prin sângele Său. Și Apostolul Pavel vine și le reamintește în aceste versete despre acest adevăr, făcând un sumar al învățăturii cu privire la cina Domnului, de la versetul 23 la 26. Le aduce aminte ce trebuie să simbolizeze cina Domnului și care este statutul lor ca și mădulare răscumpărate în Biserica lui Hristos. Tema centrală este aceasta. Cina este vestirea Evangheliei în mod vizibil, de la versetul 23 la 26. Și el ne arată lucrul acesta pentru că în versetul 26 spune în felul următor. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ceea ce noi facem aici are ca și scop vestirea vizibilă a moartea Domnului nostru Iisus Hristos, vestirea vizibilă a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea contează extrem de mult cum este săvârșit acest act. Contează extrem de mult cum este organizat. Contează extrem de mult totul ce se petrece aici în această seară. Contează extrem de mult cu cine este săvârșit acest act. Eu nu pot proclama Evanghelia Domnului Iisus Hristos care mă unește cu cei cu care o săvârșesc în cina Domnului, cu oricine. Eu nu pot spune că sunt unit în trupul lui Hristos cu oricine. Eu nu pot spune că am fost răscumpărat prin sângele Domnului meu Iisus Hristos împreună cu frații mei cu oricine. Contează cum luăm cina Domnului, contează cu cine luăm cina Domnului. Pentru că noi în această seară împreună vestim în mod vizibil Evanghelia prin care am fost mântuiți, jertfa Domnului nostru Iisus Hristos prin care am fost răscumpărați. Contează tot ceea ce se întâmplă aici. Eu nu-mi pot permite și dumneavoastră nu vă puteți permite ca să săvârșim această declarație în orice fel și cu oricine. În niciun caz, spune Apostolul Pavel, nu putem ca să luăm această cină într-un chip nevrednic, adică în așa fel încât mesajul transmis să nu fie în conformitate cu realitatea spirituală care este menită să fie comunicată de cina Domnului. Dumnezeu a intenționat ca prin cina Domnului să se comunice o realitate spirituală și noi avem datoria ca mădularea trupului să o săvârșim în așa fel exterior și cu așa atitudine lăuntrică, încât să comunicăm în mod veritabil acel mesaj intenționat de Dumnezeu prin cina Domnului. În versetul 27, Apostolul Pavel spune, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și de aceea Pavel ne sfătuiește, în versetul 28, să ne cercetăm, fiecare, spune el, să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Vedem din nou o cauză și un efect. Cauza este cercetarea de sine. Trebuie să ne cercetăm, iar efectul este că ne vom apropia de masa Domnului într-un chip vrednic și vom evita apropiarea de masa Domnului într-un chip nevrednic. În chip nevrednic este o traducere în limba română, poate mai puțin optimă. În limba greacă, accentul nu este pe vrednicia persoanei care ia cina Domnului, cum este deseori predicată din amvoane. Ești tu vrednic să iei cina Domnului? Te-ai cercetat dacă ești vrednic? Accentul cade pe chipul vrednic.
Accentul cade pe felul în care cina Domnului este săvârșită. Nevrednic este un adverb care descrie felul în care se ia cina Domnului și nu persoana care ia cina. Și lucrul acesta este o veste extrem de bună pentru fiecare dintre noi, pentru că noi știm că nici măcar unul dintre noi nu este vrednic înaintea lui Dumnezeu. Dacă v-aș întreba astăzi, dacă v-ați cercetat și dacă v-ați aflat vrednici pentru a sta la masa Domnului, toți cei care ați răspunde da, ați confirma că nu sunteți vrednici și nu sunteți pregătiți să stați la masa Domnului. Pentru că nu este nici măcar unul care prin propria lui vrednicie are dreptul să se apropie de Dumnezeu. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cina Domnului, printre alte lucruri, este o proclamare a nevredniciei noastre, a faptul că noi nu merităm ca să ne apropiem de Dumnezeu prin meritele noastre. Și este o serbare a celui ce este vrednic și a celui ce ne-a justificat în fața lui Dumnezeu prin trupul și sângele său și nu prin meritul nostru. Noi suntem datori ca să săvârșim cina Domnului într-un chip vrednic, realizând că noi nu putem fi vrednici prin propriile noastre forțe, puteri și merite. Dar El este vrednic și El este desăvârșit și El ne-a justificat prin sângele și prin trupul Său care a fost frânt pentru noi. În Filipeni 3, de la 8 la 9, Apostolul Pavel sublinează acest aspect spunând în felul următor: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprihănirea care Hristos a câștigat-o pentru noi. Printr-o viață trăită de perfecțiune, printr-o împlinire desăvârșită a legii și prin moartea Lui pe calvar pentru cei care El i-a răscumpărat. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa, odată ce constată nevrednicia Lui și meritul infinit al jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, să se apropie în chip vrednic de masa Domnului nostru și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Înțelegem de aici două lucruri. În primul rând, cercetarea trebuie ca să fie personală. Fiecare trebuie să înceapă cercetarea de la el însuși. De multe ori când cercetăm în biserică, facem pe detectivii. Cercetăm totdeauna pe alții și nu ne prea cercetăm pe noi. Când vine cina Domnului, repede cercetăm pe alții. Măi, nu știu dacă ar trebui fratele Doru să ia cina Domnului. Nu știu. Eu sunt vrednic. Totuși, uite, m-au pus la amvon, frații. Dar fratele, nu știu cât de vrednic e. Apostolul Pavel spune, cercetarea trebuie să fie în primul rând personală. Trebuie să înceapă de la noi. Și în al doilea rând, cercetarea, rezultatul, efectul acestei cercetări trebuie să fie participarea la cina Domnului. Trebuie să mă cercetez în așa fel, să-mi văd starea în așa fel și să văd jertfa infinit de valoroasă a Domnului Iisus Hristos prin care sunt iertat în așa fel încât să ducă la pocăință și rezultatul să fie participarea la cina Domnului. Nu neparticiparea. Apostolul Pavel nu spune cercetați-vă și dacă nu vă găsiți vrednici, nu participați. Apostolul Pavel spune cercetați-vă și după aia participați într-un chip vrednic. După ce vedeți cât de nemernici sunteți, după ce cădeți cu fața la pământ, în pocăință înaintea lui Dumnezeu și mulțumiți pentru jertfa Lui și harul Lui nemeritat, apropiați-vă de cina Domnului într-un chip vrednic. Este cel mai trist lucru. Să vezi oameni care au nevoie să beneficieze de harul lui Dumnezeu, care au nevoie să fie întăriți pentru că au căzut, care au nevoie ca să fie îmbărbătați, că să lipsesc de la acest instrument minunat al harului. Și nu vin, de exemplu, la biserică când este cina Domnului, pentru că ei nu sunt vrednici. Chiar asta este ideea. Noi nu suntem vrednici, dar El este vrednic. Și venim la cina Domnului ca să ne amintim și să proclamăm.
că El, cel desăvârșit, a murit pentru noi, cei neputincioși și cei care suntem păcătoși. Rezultatul cercetării, care ar putea fi altul decât că ne găsim nevrednici? Este clar că nimeni nu poate fi vrednic înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este evidențiat prin ajutorul textului nostru, pentru că Apostolul Pavel subliniază acest lucru spunând și anume, dacă nu deosebește cineva trupul Domnului. Asta este scopul cercetării, ca să deosebim trupul Domnului. Și trebuie să luăm în calcul contextul în care este scrisă epistola către corinteni. Corintenii erau în așa stare de păcat, încât Pavel spune că ei veneau la biserică să se facă mai răi. Corintenii aveau obiceiul ca ei să vină la biserică doar ca să se afirme, doar să se folosească de biserică, să se dea mari, să desconsidere și să dezonoreze trupul lui Hristos pentru propria lor edificare. Să abuzeze de darurile spirituale care Apostolul Pavel ne învață că au fost date Dumnezeu spre zidirea altora, doar pentru zidirea lor și pentru faima lor. Este în acest context unde vine Apostolul Pavel și spune, trebuie ca să deosebiți trupul Domnului Iisus. Ce înseamnă a deosebi trupul Domnului? Înseamnă a înțelege importanța actului simbolic. Înseamnă a înțelege ce înseamnă pâinea și roada viței ca și simboluri a trupului și a sângelui Mântuitorului. Înseamnă a deosebi importanța și efectele jertfei Mântuitorului. Înseamnă a pune în practică realitatea jertfei lui Iisus în viața ta. Asta înseamnă a deosebi. A realiza cât de mare a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. A realizat cât de puțin, cât de infinit de puțin, nu zero, și minus, minus, minus infinit ai meritat ca să fii răscumpărat și a meritat ca să fii răscumpărat de Dumnezeu. A realizat cât de mare este dragostea Lui pentru noi. A realizat cât de mare a fost sacrificiul care L-a făcut Dumnezeu. Este trist când vorbesc cu credincioși și discutăm despre tema Evangheliei și despre tema răscumpărării noastre în Hristos și frații zic, frate, dar astea sunt lucruri care noi le știm de mult. Le-am învățat când m-am botezat, Evanghelia, jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu mai trebuie să le tot repetăm pe astea. De parcă am putea epuiza profunzimea și valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. A deosebi trupul Domnului Iisus Hristos este a înțelege cât de imensă este valoarea sacrificiului care El l-a făcut pentru noi. A nu deosebi trupul înseamnă a pretinde că ești mântuit prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar a te comporta cu trupul Lui, cu biserica Lui, precum ceilalți n-ar fi mântuiți și n-ar fi spălați prin același sânge a Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă desconsidera. Dacă eu și cu Emi am fost mântuiți prin aceeași jertfă și am fost puși în același trup, cum îmi permit eu să-L disprețuiesc pe El sau El pe mine? Cum îmi permit eu să-L dezonorez pe El sau El pe mine? Desconsider jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a săvârșit și pentru El și pentru mine. De aceea, Biblia spune că dacă cineva ajunge la altar și își amintește că are o problemă cu fratele lui, să lase darul său, să meargă și să împece cu el și după aia să vină să-și dea jertfa. Sau ați considerat vreodată cuvintele care le rostim de fiecare dată din rugăciunea Tatăl nostru care spun să ne ierte nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri? Aș presupune că în 25 de ani, cei care sunteți de 25 de ani, sunt greșeli care chiar între voi sunt încă neiertate. Am trecut așa cu vederea, let's not talk about it. Nu? Și de fiecare dată când rostim rugăciunea Tatăl nostru, invocăm acest blestem, dacă trăim această stare până la urmă asupra noastră. Doamne, iartă-ne nouă greșelile, cum noi am iertat greșiților noștri. Și nu i-am iertat. Nu i-am iertat frații. Ne întreb, dar frate, dar eu... Da, mi-a greșit fratele, dar eu n-am nimică cu el. Pe asta este problema. Pavel spune că ai totul cu El. Pavel spune că ați fost răscumpărați împreună prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Și când iei cina împreună cu fratele acela, tu proclam public că sunteți mădulare în același trup. Și luni, n-am nimică. Eu n-am nimic cu sora Mariană. N-am nimic. Cina Domnului este un act de unitate a trupului lui Hristos. Este un act de intimitate extraordinară. Este o declarație intimă în același timp și publică în același timp, unde noi spunem unii despre alții că suntem a lui Hristos împreună. Că am fost răscumpărați împreună. Afirmă faptul că avem împreună, ca și mădulare, în același trup, pe același răscumpărător. Este ceva absolut minunat. Pavel sesizează simptomele care se resimt la nivel de trup în Corint și prescrie tratament direct la nivel de mădular individual. Prescrie o injecție de medicament direct în fiecare mădular, în așa fel încât tot trupul să fie vindecat. Și el spune, tratamentul este acesta. Cercetează-te pe sine, pocăiește-te tu mai întâi la nivel personal și garantez că toată biserica va fi vindecată. Toți privim la biserica din care facem parte. Eu privesc la biserica care o păstoresc, noi astăzi priviți la biserica First Reformed Baptist Church și toți am putea ca să venim cu anumite critici. Mai în biserică nu e cum ar trebui să fie, în biserica aia nu e așa, aia nu e așa. Mă știu că fratele Levi astăzi numai vă laudă, vă critic eu. El nu poate, el a fost cadorisit, a fost celebrat, el trebuie astăzi, de duminica viitoare vă critică și el. Tot avem critici la adresa bisericii. Și unele dintre ele sunt legitime. Și Apostolul Pavel vine și spune, tratamentul este direct la nivel de mădular. Și dacă fiecare mădular își administrează tratamentul, întreg trupul este sănătos. Dacă fiecare mădular se cercetează în lumina cuvântului, să vede ca și nevrednic, să pocăiește, atunci tot trupul este vindecat. De altă parte spune că trupul, bine strâns și închegat la oaltă, își primește creșterea. Fiecare mădular își aduce aportul, fiecare mădular contribuie ceva, dar ca să contribui ceva, pocăința, curățenia și creșterea spirituală trebuie să înceapă de la tine. Cercetează-te pe sine și pocăiește-te mai întâi tu. Raportează-te tu în mod corect față de jertfa și trupul lui Hristos, față de biserica lui Hristos și cu siguranță, dacă fiecare dintre noi facem aceasta, toată biserica va fi sănătoasă. Toată biserica va fi vindecată de orice boală de care suferă. Și Apostolul Pavel ne arată că miza este cât se poate de mare. Ne arată, versetul 29 la 30, în felul următor, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dormi. Miza este mare. Nu este ceva cu care ne putem juca. Două lucruri sunt în vizor aici. În primul rând, cauza principală este că nu se deosebește trupul Domnului. Și această cauză, cum ziceam, au două lucruri în vizor. În primul rând este trupul ca și jertfa Domnului Iisus Hristos. Adică realizezi tu ceea ce Hristos a făcut pentru tine atunci când s-a jertfit, cât de mare a fost jertfa Lui, care sunt efectele acestei jertfe. Și al doilea rând, trupul Său ca și biserică, ca și biserică. Când alterăm unitatea bisericii prin egoismul nostru, prin atitudinile noastre păcătoase, ne socotim trupului, ne socotim ceea ce El a răscumpărat. Dezonorăm biserica, dezonorăm jertfa Lui și dezonorăm mădularele care alcătuiesc biserica răscumpărată prin jertfa Lui. Efectul este cât se poate de grav, și anume că ne bem o sânda noastră. Noi însuși o bem. Suntem osândiți pentru lucrul acesta. Din pricina aceasta, spune Apostolul Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dormi. Din care pricină? Din care cauză?
Din pricina nedeosebirii a trupului Hristos, Dumnezeu intervine în viața bisericii și trage semnale de alarmă că nu se poate așa ceva. Trupul lui Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos prin care am fost răscumpărați, nu poate fi dezonorată fără ca Dumnezeu să intervină. Și El intervine chiar atingându-se de sănătatea noastră, atingându-se de viețile noastre, din pricina nedeosebirii trupului Hristos. Dumnezeu intervine și intervine până acolo încât Apostolul Pavel ne spune că unii au fost chiar omorâți. Le-a sfârșit Dumnezeu zilele pe acest pământ și este bine că a făcut-o. Pentru că este mai bine ca Dumnezeu să ne ia din viață decât să ne permită să-L dezonorăm zi după zi, duminică după duminică. Nu vă întrebați câteodată, eu mă întreb despre mine. Cum Dumnezeu ne mai rabdă? Cum Dumnezeu mai are răbdare cu noi? Nu stați câteodată, săptămână după săptămână, seară după seară, și plângeți chiar lacrimi sincere de pocăință și a doua zi faceți exact același lucru? Și Dumnezeu ne mai rabdă? Nu doar că atragem disciplina lui Dumnezeu asupra noastră, dar ne pedepsim singuri. Pentru că atunci când nu prețuiești jertfa lui Hristos și atunci când nu prețuiești mădularele trupului răscumpărat, cel care are de suferit ești tu. Cu siguranță răzvrătirea ta, cu siguranță atitudinea ta rea, păcătoșenia ta va afecta pe cei din jurul tău. Dar atunci când tu disprețuiești jertfa Domnului Iisus Hristos și biserica lui locală, primul care are de suferit ești tu. Atunci când tu nu vii la părtășie, atunci când tu nu vii la cina Domnului, atunci când tu nu poți avea părtășie cu frații pentru că tu numai cauzezi dezbinare, primul care are de suferit ești tu. Te pedepsești singur. Te substragi singur de la metodele și de la instrumentele prin care Dumnezeu binecuvintează. De la biserica Lui, de la predicarea Evangheliei, de la disciplina bisericii, de la părtășia frățească, de la cina Domnului. Atunci când tu disprețuiești trupul lui Hristos, adunarea locală, tu ești primul care suferi. Cel care are de suferit în primul rând ești tu. Prima victimă ești tu. Singur îți furi bucuria, singur te separi de instrumentele Harului prin care Dumnezeu lucrează în viața ta, singur te lipsești de părtășia trupului. Te condamn singur, înainte ca Dumnezeu să intervină și să te disciplineze în dragoste. O altă cauză și ultima. Când suntem judecați, spune Apostolul Pavel, ca în ultim cuvânt, suntem pedepsiți de Domnul. Iar efectul nu este unul negativ, ci este unul pozitiv, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Apostolul Pavel cred că are în vedere mai multe aspecte aici, cel puțin două sau trei. În primul rând, cred că vorbește despre judecata care vine prin convingerea de păcat ca rezultat al auzirii cuvântului și al lucrării Duhului Sfânt. De-aia le scrie. Le scrie ca să-i convingă de starea lor de păcătoșenie și să le amintească de cuvântul lui Dumnezeu și de jertfa Domnului Iisus Hristos, încât ei să se pocăiască. În al doilea rând, cred că este vorba de judecata care vine prin disciplina bisericească. Este mai bine să fim judecați de Dumnezeu prin frații noștri decât să fim lăsați în voia minții noastre blestemate să dezonorăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că Dumnezeu disciplinează pe orice fiu care îl primește. Iar biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru a-și disciplina copiii. Și noi trebuie nu doar ca să nu disprețuim, ci trebuie să ne dorim această implicare a bisericii. Multe ori auzi oameni, mai ales în lucrarea pastorală, dar frate, ce treabă ai tu cu ce se întâmplă în familia mea? Ce treabă are biserica cu finanțele mele? Ce treabă are biserica cu business-ul meu? Ce treabă are biserica cu familia mea, cu colegii mei? Dragii mei, dacă sunteți copii al lui Hristos, copii al lui Dumnezeu, biserica are treabă cu totul. Pentru că îl reprezentați pe Hristos și împreună reprezentăm trupul lui local de aici din Ridgewood, reprezentați trupul local, ambasada locală. Dacă sunteți ambasadori al lui Hristos, biserica are treabă cu toate aspectele vieților voastre. Tot. Căsnicia voastră, copiii voștri,
business-ul vostru, job-ul vostru. Să pun așa, să înțelegeți cât de reală e situația. Dacă tu ai fi un leneș la servici, da? Încălcând porunca lui Dumnezeu, care spune că trebuie să lucrăm pentru stăpânii noștri ca pentru Domn. Și dacă acolo la servici ai avea un frate din biserica First Romanian Baptist Church, și fratele acela spune, auzi, frate Cristi, nu poți să mai muncești așa. Și fratele Cristi spune, hei, eu fac ce vreau, ai înțeles? Și ce-ar fi următorul pas? Păi Biblia prescrie să mai ia încă 2-3 frați, zică frate Mihai, frate Dani, hai să vorbim cu fratele Cristi, că el face pe Dumnezeu de rușine prin felul în care muncește. Și a merge la el și a spune, frate Cristi, nu se mai poate așa. Tu reprezinți pe Hristos la servici. Și fratele Cristi zice, hei, lăsați-mă în pace, eu fac ce vreau. Știți care ar fi următorul pas? Să spunem, biserici. Pentru că biserica îl reprezintă pe Hristos și noi trebuie să protejăm mărturia noastră a lui Hristos oriunde. Mai ales la cina Domnului, dar nu doar la cina Domnului. Mâine dimineață la servici, noi îl mărturisim pe Hristos. În familiile noastre, pe stradă, în trafic, peste tot. Și biserica este responsabilă să ne protejeze și să protejeze mărturia noastră. Această disciplină și această judecată care vine prin disciplina bisericească nu trebuie disprețuită, ba mai mult, ea trebuie dorită. Orice creștin trebuie să facă parte dintr-o biserică pentru că are nevoie de o disciplinare constantă. În al treilea rând, disciplinarea directă a lui Dumnezeu. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Într-adevăr, nu orice boală, nu orice încercare este o disciplinare a lui Dumnezeu pentru păcat. Trebuie să fim paranoici pentru asta. Noi, se întâmplă cineva, are o boală, cu siguranță a păcătuit. Nu, e posibil să nu fie așa. E posibil ca Dumnezeu să fi privit la acel om cum a privit la neprihănitul Iov. Dar noi, la noi înșine, trebuie să privim și să vedem ce vrea Dumnezeu ca să sublinieze în viața mea. Ce păcat și ce atitudini au dezonorat pe Dumnezeu încât El ar vrea ca să-mi atragă atenția că ar trebui să privesc mai atent la viața mea. Disciplina trebuie ca să fie primită, pentru că ea are un efect pozitiv și anume să nu fim osândiți odată cu lumea. Lucrurile acestea nu sunt plăcute. Mustrarea cuvântului nu este un lucru plăcut. Disciplina bisericească nu este un lucru plăcut. Disciplinarea prin suferință, cu atât mai mult, nu este un lucru plăcut. Dar ele nu sunt lucruri negative din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui, ci sunt binecuvântări. Este esențial pentru viața creștină să fim corectați în mod constant. Prin predicare, prin disciplina bisericii și chiar prin suferință, dacă este nevoie. Ca împreună, ca și biserică locală, să deosebim jertfa și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Valoarea ei infinită, cât și unitatea trupului răscumpărat prin jertfa Lui, din care fiecare dintre noi facem parte. Și în felul acesta să ne apropiem de masa Lui într-un chip vrednic. Nu prin vrednicia noastră, ci prin vrednicia Lui. Amin.